De aproximativ 9 ani se află față în față cu boala. Este vorba despre povestea de viață a Raisei Țibrigan, locuitoare a orașului Florești, care din 2002 este purtătoarea hepatitei C. Istoria doamnei Țibrigan a fost povestită la postul televiziunii Flor TV în cadrul emisiunii Față în față cu boala. La scurt timp după difuzarea emisiunii, compasiunea din partea telespectatorilor n-a întârziat să apară. Prin intermediul unei întâlniri pe strada moderatorului cu trecătorii, unii chiar au venit direct la sediul televiziunii pentru a-i strânge mâna acestei doamne pentru bărbăția și optimismul pe care îl are. M-am mișcat până la lacrimi povestea vieții ei, adică prin câte greutăți a trecut, și mai ales m-a impresionat curajul ei de a spune lumii întregi că este bolnavă de hepatită și cum de procedat, adică de a merge cât mai degrabă la medic pentru a preveni complicațiile. Cu plăcere am privit emisiunea la Flor TV Față în față cu boala, care foarte mult m-a impresionat despre persoana care și-a redat, care el poate a fost închis pentru careva, dar eu a deschis tot secretul care am tare mult mă emoționat. Solicitată de echipa Flor TV pentru a-i da această veste îmbucurătoare că sunt persoane care doresc să împărtășească din durerea ei, doamna Țibrigan ne-a bucurat cu prezența. Prin ce credeți dumneavoastră că i-ați impresionat pe acești oameni? Da, bineînțeles, mi-a făcut foarte mare plăcere și mulți m-au sunat acasă, că iată, povestea mea a aflat-o mai mulți oameni trăitori la noi în raion și eu mă gândesc că prin sinceritatea mea care eu am povestit și prin credința mea în viață și prin faptele bune cu care eu mă zi de zi le fac, eu mă gândesc așa și prin curajul meu de a trăi mai departe. Fiind una din primele persoane care, neavând temerea de vorba gurilor rele, care de altfel este și atuul dumneiei, ne-a povestit durerea pe care o macină de atâta vreme în fața camerei de luat vederi. Dumneavoastră, cum ați reușit să treci peste această barieră? Da, am reușit să trec, fiindcă soarta pe mine m-a pălit din mai multe părți. Bărbatul ne-a decedat subit, l-am găsit dimineața decedat în pat. Asta tot a fost pentru mine mare stres. Și acum, cum? Am mai mult eu în viața în trecut și am văzut că dacă eu n-am să fiu optimistă și n-am să crez în ziua de mâine și n-am să mă refac eu singură, medicii nu pot să mă ajute. Cât de multe medicamente și dacă eu psihologic n-am să lucrez cu mine, eu n-am să pot trece bariera asta. Eu asta m-am convins și sunt optimistă. Fiind la curent despre consecințele hepatitelor virale, doamna Țibrigan a mai relatat că numai datorită investigațiilor anuale și tratamentului pe care îl urmează, poate să-i țină piept acestei maladii ce a făcut-o să înțeleagă rostul fiecarei clipe trăite. Conform unor date estimate, în Republică sunt mai bine de 300.000 de persoane purtătoare de virusurile hepatice B și C, care pot fi sursă de infecție. Anual în Republică, circa 3.000 de persoane decedează din cauza complicațiilor hepatitelor virale B și C.